Să știți că dacă nu ne vedeți la TV în această perioadă decât prin intermediul înregistrărilor, numai aici puteți să aveți materiale fresh. Așa că vă invit să dați subscribe pentru că aici, pe canalul Cristi Brancu de YouTube, în continuare puteți să aflați ce mai spunem. Și mă bucur că presa, am observat că Spy News, CanCan, Click, Libertatea, toate preiau informațiile pe care noi le dăm aici, ceea ce este un lucru foarte bun. În această săptămână în care noi suntem puțin în vacanță, asta nu înseamnă că nu vă vom oferi povești pe care să le savurați, vreau să vă povestesc în primul rând despre cel mai grozav om pe care eu cred că l-am văzut în ultima perioadă, în ultimii 10-20 de ani. Gândiți-vă că el putea să fie milionar, putea să fie liniștit, putea să lucreze undeva în fotbalul românesc, să aibă încă niște milioane și să fie foarte liniștit. El se numește Iosif Rotariu și Iosif Rotariu a fost în echipa care a jucat finala Cupei Campionilor Europeni cu Steaua în 1989, când ne-a tocat și ne-a rupt în bătaie AC Milan cu Gulici și cu Van Basten. După care a jucat la Galatasaray Istanbul, după care a jucat la Campionatul Mondial pentru România, el fiind un om care are doi copii, două fiice. Însă, Iosif Rotariu, după ce a agățat dietele în cuie, a ales să facă un lucru absolut extraordinar. Și de ce vă spun asta? Pentru că urmează a 49-a operație pe care fica pe care a adoptat-o, Cassandra, urmează să facă. Știți, este acel copil care a fost maltratat de către bunică, aruncat de la etaj, ars cu țigarea, un copil care are un picioruș mai scurt, un copil care are un defect la o mână și pe care îl cunosc foarte bine pentru că a fost un eveniment acum câțiva ani de zile pe care m-am bucurat să-l prezint, prin care s-a făcut strângere de fonduri pentru operațiile pe care le-a făcut Cassandra, care cu ajutorul părinților a început să poată să meargă mai bine, a scăpat de pantofii ortopedici. Deci este un copil absolut incredibil, dar vă dați seama, gândiți-vă că dumneavoastră sunteți oameni maturi, da? Când auziți de o operație, vă tăiați ca maioneza. Să zicem că nu vă tăiați ca maioneza. Când auziți de două, de trei. Dar gândiți-vă că un copil suportă 48-49 de operații și lucrul acesta îl face cu același zâmbet pe buze și cu același gest de eroism absolut fantastic. Ia să ia acum la terapie în Franța, să fie e iarăși o terapie care e scumpă, că nu se întâmplă aici și în România după colț și trebuie făcute 30 de ședințe pentru a fi pregătită pentru următoarea operație. Cassandra va ajunge la 50 de operații și poate să se apropie să fie un om normal. Un copil care se joacă, care vrea să se joace cu toată lumea, care zâmbește, care nu trăiește în frustrare și care a stat pe masă de operație mai mult decât probabil cei mai mulți dintre români. Iar aici, faptul că Iosif Rotariu a luat un copil atât de amărât și a făcut tot ceea ce este posibil, a pus banii lui, a luat toți prietenii pe care i-a avut, a adunat toți oamenii pe care i-a cunoscut și toți ne-am adunat de fiecare dată pentru el, este absolut lăudabil. Dacă vreți să vorbim și despre alt fel de oameni decât Bianca Drăgușanu, vă ofer în această săptămână exemplul lui Iosif Rotariu, care anul trecut s-a dus la centrul medical din Balș, vă aduc aminte, a găsit un copil, iarăși foarte bolnăvior, căruia îi se fac 6 injecții, care suferă în fiecare zi în burtă, pe care l-a luat ca să aibă grijă de el și ca să aibă tot ce trebuie. Un om absolut incredibil, care putea să se gândească, de exemplu, la faptul că fica lui are diabet, Romina, și Romina a încercat să fie un om normal, până când, iată, anul ăsta, o nouă lovitură pentru familia Rotariu. Fata, tatăl, spune Iosif Rotariu, dintr-o criză de diabet, a avut o pierdere și a ajuns să lovească un copil la creșă. Sigur, ea trebuie anchetată, dacă se dovedește că a făcut asta în cunoștință de cauză, trebuie să legea să-și facă datoria. Dacă a făcut-o sub imperiul bolii, iarăși lucrul acesta trebuie să o determine să-și aleagă ori altă meserie, ori altceva. Mă întreb însă ce este în sufletul acestui om, cu un copil adoptat cu 50 de operații, cu o fică bolnavă și iată în această încercare, cu un băiat pe care l-a luat în continuare, deși ar fi putut să spună, bun, am 3 copii, mi-ajunge. Iată că Iosif Rotariu este același om subțire, ca suflet, ca noblețe, drept, care merge înainte, care zâmbește împreună cu soția lui și vrea să facă ceea ce într-adevăr este extraordinar, să salveze un copil, 2, 3, atâta cât trebuie. Dacă fiecare dintre noi ar avea curajul pe care l-am văzut întotdeauna la Iosif Rotariu, cu care am vorbit de multe ori, un om cu o fire atât de simplă, un om care dorește să facă aceste lucruri și atenție pentru el, toată această odisee care oricui s-ar părea a fi de nesfârșit, este o luptă, e o luptă pe care se o privește cu simplitate și cu încredere. Prin urmare, dacă există în lumea asta largă un om care cu siguranță ar putea să aibă un profil de sfânt, deși el este om normal ca noi, acesta ar fi Iosif Rotariu. Acum vă rog frumos, că tot am auzit că la comentarii diverse
discuții legate de cine ia mai multe vizualizări și de ce vorbim despre Bianca Drăgușanu, vă ofer o provocare. Vă rog să oferiți mai multe vizualizări decât cel mai nepopular material pe care l-am dat cu Bianca Drăgușanu când vorbim despre Iosif Rotariu și atunci o să-mi dovediți că sunteți într-adevăr extraordinari, ei cei care comentează să aibă acum despre ce să vorbească. Deci, subscribe, pentru că este pentru cea mai frumoasă poveste pe care am auzit-o în ultimii ani.